Deci, vrei mai multă performanță din procesorul tău fără să mai dai banii pe altul, ceea ce n-ar mai avea logic oricum, pentru că n-ar mai fi același procesor. Ei bine, ai venit în locul potrivit. Aș spune că te așteptam, dar țin cu cealaltă mână telefonul, așa că o să fac doar cu o mână. Te așteptam. Eu sunt Benji și astăzi o să-ți arăt cum să faci overclock, a.k.a. cum să-ți arzi procesorul pe gratis. Glumesc, evident este o procedură foarte sigură, șansele ca să mori sunt foarte mici, într-un caz extrem poate e un scurt circuit și ia foc PC-ul, apoi ceva de lângă tine, pe scurt toată casa și tu cumva prin absurd nu reușești să ieși afară, dar în rest e perfect safe pentru tine, pentru el... Înainte de a porni totuși în această aventură, ar trebui să te asiguri că îndeplinești câteva condiții. În primul rând să ai peste 18 ani, să nu fi consumat alcool în ultimele 6 ore și să fii abonat la canalul meu de YouTube. Ok. Nu e obligatoriu ca prima să fie îndeplinită, dar a doua și a treia îți vor garanta șanse mai mari de reușită. Condiția numărul 2. Asigură-te că poți efectiv face overclock. Nu toate procesoarele au această caracteristică. De exemplu, procesoarele Intel, care au la sfârșitul numelui un K sau un X, suportă overclock. În schimb, restul nu. Am un clip în care explic denumirile procesoarelor Intel în detaliu, pe care o să-l las acolo așa în dreapta sus. Pe de altă parte, procesoarele AMD aproape fără excepție sunt deblocate, deci puteți să le faceți overclock. Mai mult decât atât, veți avea nevoie de o placă de bază care să suporte overclock, acestea evident costă puțin mai mult, dar totuși nu cu mult, depinde de modelul de procesor și de generația acestuia. De exemplu, puteți face overclock la un AMD Ryzen pe o placă de bază la 350 de lei atât timp cât are chipsetul B350 sau mai sus, adică 370. A treia condiție ar fi să vă asigurați că aveți o răcire cât de cât decentă în carcasă și că procesorul vostru va rula după overclock la o temperatură cât de cât decentă, asta însemnând sub 75 de grade ideal. Dacă îl puteți ține sub 70 ar fi perfect, pentru că deși teoretic ele suportă temperaturi de până la 100 de grade fără a fi avariate, nu este indicat să le lăsați să ruleze o perioadă mai îndelungată la temperaturile acestea, deoarece îi vor scădea durata de viață și evident vreți ca să folosiți produsul cât mai mult timp posibil. Da, băi Benji, dar cum aflăm dacă avem o temperatură decentă? O să mă duc cu termometrul să-l bag în carcasă sau cum? E bine, dragul meu urmăritor, nu, deși îmi place cum gândești. Sunt software-uri care fac asta pentru tine, voi lăsa un link în descriere cu un program pe care îl puteți instala și care vă va monitoriza în timp real temperaturile. Mai mult decât atât, puteți pune o mică sarcină în spatele procesorului, să-l duceți la 100%, vă recomand să-l lăsați așa câteva minute și să vedeți temperatura la care se stabilizează. Dacă trece de 75 de grade, îți recomand să nu faci overclock chiar dacă îndeplinești celelalte condiții și să faci rost cumva de o răcire mai bună. Acum că ai îndeplinit aceste condiții, poți să dai un restart la PC, după care să localizezi pe tastatură tasta Delete și să o apeși încet imediat ce începe restartul. E voilà, ați intrat în BIOS. Acum fiecare placă de bază are un BIOS puțin diferit, totuși dați scroll stânga-dreapta până veți găsi submeniul în care vedeți scris ceva de frecvențe, CPU Frequency sau CPU CLOCK RATIO. Submeniul ar trebui să se numească MIT sau Intelligent Tweaker, în orice caz, chiar dacă o să se numească complet diferit, sunt sigur că veți găsi meniul după câteva secunde de căutare. În plus, dacă placa voastră de bază suportă overclock, setările astea nu vor fi ascunse, din contră, cel mai probabil să fie primele. Veți putea observa că acest CPU CLOCK este cu 2 zecimale. Asta nu prea arată multă performanță, dar această rație se va mulți cu frecvența de bază a procesorului, care cel mai probabil la voi este 100 de MHz, la fel ca și la mine, astfel că frecvența finală va fi undeva de 3,5 GHz în cazul meu. Totuși, nu încercați să puneți acolo un ratio prea mare, pentru că evident sunt puse niște limite în placa de bază de producător, în funcție de specificațiile procesorului, astfel că în cazul meu aș putea ajunge la un 4 GHz relativ lejer dacă am tras lotul câștigător la loteria siliconului. Nu toate procesoarele din același model sunt create egal, asta nu se face intenționat, dar în mod natural anumite procesoare, să spun 8700K, vor face overclock mult mai bine și la voltaj mai scăzut decât alte procesoare 8700K. Cât am adus vorba de voltaj, pentru a face un overclock serios, va trebui să ridicați voltajul pe care placa de bază îl trimite la procesor. Și aici stă toată arta. Trebuie să trimiteți destul voltaj cât să susțină acea frecvență și overclock-ul să fie stabil, dar totuși cât mai puțin pentru ca să nu se supraîncălzească. Trebuie să găsiți acel sweet spot în care condițiile astea sunt îndeplinite și asta se face prin încercare și eroare. Din nou, nu puteți adăuga acolo cât de mult voltaj vreți, pentru că producătorii sunt destul de isteți cât să nu vă lase să vă ardeți componentele în felul acesta, astfel că au setat anumite limite. Vă recomand totuși să căutați pe internet limita recomandată de voltaj pentru procesorul vostru, specificată de producătorul procesorului de data asta, limita pe care o recomandă pentru utilizare îndelungată. Creșteți frecvența procesorului incremental și să vă interesați cam unde e limita pe care au atins-o majoritatea consumatorilor obișnuiți. Nu vorbim aici de răcire cu azot lichid și așa mai departe. Răcire pe aer cel mai probabil veți avea. Uitați-vă la o marjă de voltaj pe care au folosit-o ceilalți, ca să aveți o referință și creșteți incremental. Salvați configurația și butați în Windows, unde din nou vă recomand să puneți o sarcină, un stress test câteva minute. Nu sunt fanul stress testurilor de 24 de ore cum fac unii, eu las pe al meu câteva minute și ar trebui să fie de ajuns ca să vă dați seama că overclock-ul ăla e bun, e stabil sau nu. Dacă nu i-ați dat destul voltaj, s-ar putea să nu intrați în Windows, s-ar putea să aveți câteva probleme, dar aici e o poveste foarte, foarte lungă. Overclocking-ul e un subiect destul de complex, eu aici v-am spus doar bazele. Dacă vrei să încerci, mult succes! Este foarte multă documentație pe internet, deci poți afli informațiile de care are nevoie pentru un overclock stabil și potent. Am fost Benji, mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că ți-a plăcut, sper că ți-a fost util. Salvează clipul în cazul în care va fi nevoie să revii asupra unor informații. Am fost Benji, dacă o întrebare, lasă un comentariu, eu să răspund acolo și dacă totul bine, sper să ne auzim curând. Salut!